și a Sfântului Duh. Amin. Iubiți credincioși, să-ți fie Domnul. Amin. Mulțumim Părintelui Paroc, Părintelui Pavel, părinților care ne-au rugat și Sfântului Hristos și Timesi, părinții care ne-au ajutat, ne-au sprijinit în rugăciune, că știm că din ce mai multe focuri mici sunt, mulțumim lor, se face un foc mare. Și fiecare dintre noi astăzi putem spune că am simțit bucuria acestui foc, acestui foc de rugăciune. Că în fiecare dintre noi, cineva a venit ceva să spună Domnul care are nevoie să ceară, cineva a venit să spună mulțumirii, să aducă mulțumirii lui Dumnezeu pentru darurile primite de la bunătatea lui Dumnezeu. Mulțumim Părintele Ioan, Părintele Duhovnic, pentru cuvintele atât de înțelepte, atât de atingătoare despre Sfântul și Marele Ierarhi Spiritor. Și cred că nu mă voi repeta să spun că acest Sfânt Ierarh Mare a Bisericii noastre a avut multe lucruri dumnezeiești care nouă cu părere greu astăzi ne lipsesc. În primul rând spun de mine, după ce știu precis că și părinții se vor alipi de mine, știm cum au venit ei la cel întâi sobor ecumenic să apere, să întărească acea erezie care era pe timpul cel care are mulți ani popor și Sfântul și Împăratul Constantin, văzând că este nevoie de această adunare, s-a făcut acest sobor la care Sfântul Ierarh Spiridon a combătut erezia luare. Și știm că atunci când era Terente, cel care era un om foarte înțelept și cu multă putere în cuvânt, și toți se temeau să vorbească cu el, să șadă împotriva lui, știm că Sfântul Ierarh Spiridon s-a ridicat și a zis că eu voi vorbi cu el. Și toți îl vreau să-i spună că nu este bine, că este un om foarte înțelept în pierzarea lui. Dar era înțelept între acestea de cuvântul. Dar vedem că Sfântul Ierarh Spiridon s-a ridicat și a spus, cred așa, și a început să spun. Că cred în Sfânta Treime care a făcut cerul și pământul, Dumnezeu Tatăl cu Duhul și s-a făcut toate pe acest pământ. Și zice că cred că Iisus Hristos s-a născut în Fecioara Curată. Maria. Și s-a înălțat la cerul și a înviat. Și s-a înălțat la cerul. Știu. Și se spune că le-a spus toate cele ale credinței Sfântului Ierarh Spiridon. Și îi spune în sfârșit că cred că și tu tot așa trebuie să crezi. Și îi spune că nu se cuvine să comparăm Sfânta Treime cu lucrurile acestea ale Pământului. Dar ia o cărămidă în mâna stângă cu mâna dreaptă, îi face semnul cruci, o binecuvântează, și îi spune, precum această cărămidă din trei lucruri este, așa și Sfântă Treime din trei lucruri este alcătuită. Și strângând această cărămidă în mână, știm că, precum am auzit, se înalță focul la cer, care este Dumnezeu Tatăl. Rămâne lutul în mână, care este Dumnezeu Fiul. Și se scurge de mână apa, care este Duhul Sfânt, care s-a scurt peste întreg pământul. Și atunci acest Terente, văzând Terte, văzând această mare minune, se întoarce către cei care erau, care îl sprijineau în erezia lui și spune, până acum am crezut în cuvânt și eram puternic în cuvânt, că dădeam întrebări care nimeni nu putea da răspuns. Dar acest Sfânt Părinte, împotriva cuvintelor mele, a arătat facerea de minuni, care este mai mult decât puterea cuvântului. Și știm că din acea clipă, acel Terente a mers și a vrut să fie botezat de Sfântul Ierarh Spiridon și le spune și celui ce erau cu ei și vouă tot așa vă spun și vă îndemn. Astăzi, iubiți creștini, trăim niște clipe foarte cu multe ispite. Nu vrem să numim nimic, nu vrem să spunem nume, dar totuși fiecare dintre noi vine la biserică și vrea să audă ceva despre viața noastră. În primul rând despre cele ale sufletului și le auzim din Sfânta Evanghelie.
Din Sfânta Evanghelie auzim cele ale sufletului. Și pe urmă le auzim și cele ale trupului, care ne spune cum trebuie să trăim, cum trebuie să trecem viața aceasta, să ne putem mântui sufletele noastre, fiți creștini. Vedem că în țara noastră trece o încercare foarte grea pentru toți ucrainenii. Pentru copiii noștri, pentru cei ce au mers să apere biserica, pentru cei ce au mers să apere țara și pământul nostru ucrainean. Noi nu suntem înțeleși de cei de mai de sus. Și suntem într-una osândiți că suntem dușmanii țării noastre. Vin să ne iei bisericile, într-una ne numesc cu cuvinte urâte și murdare, într-una ne menuiesc că suntem cei ce ne lepădați de biserică sau cei ce suntem lepădați de țară. Iubiți creștini, aș vrea să-i întreb pe cei care știu precis când ne aud și ne ascult. Unde erau ei atunci când cu zecele de ani aceiași creștini care astăzi sunt învinuiți că sunt dușmanii țării, ridicau aceste biserici, care astăzi nevrând să le zidească, le fură ca niște hoți, ca niște tâlhari, care sar peste gard. Dar se spune în Evanghelie că nu-i va auzi oile glasul acelui păstor, care merge pe aiurea, care nu intră pe poartă. Vedem că nu cu mult timp în urmă știm precis că părintele a spus și cred că nu se bucură că spun aceste cuvinte. Dar le zic că au trecut mai mari orașului nostru și au spus că cine îndrăznește să ridică această clopotniță, că vin și o distrug cu tractoarele, cu excavatoarele. Aș vrea să-i întreb unii sunt ei astăzi. Și toți cei care au urmat ca ei, toți așa vor face. Iubiți creștini, am auzit și știm că tot cei ce au prigonit biserica și pe Hristos s-au trântit de piatră și s-au sfărâmat. Dar peste cine a căzut piatra i-a sfărâmat și așa va fi cu ei. Să spunem adevărul, astăzi nu trebuie să ne temem. Că temerea în ziua de astăzi este lepădare de Hristos. Este lepădare, este depărtare de Dumnezeu. Se spune în Evanghelia 3 de la Otrenie când Hristos trimite pe apostoli să predice, să spune că cei ce se vor crede, se vor botiza și botizați în numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, amin? Dar le spune în curând că voi veți întâlni cu multe încercări și multe greutăți. Și veți fi dați la munci. Dar să nu vă temeți. Veți fi puși în fața celor mai mari să vă dea întrebări, dar nu vă temeți. Că Dumnezeu va da cuvânt cu putere care nu voi putea sta împotrivă toți în toată înțelepciunea lumii și credem că astăzi tot așa în alt presențitul nostru este chemat la întrebări. Și știm că Dumnezeu Tatăl va da putere să răspundă la toți dușmanii și nimeni nu va putea sta împotrivă. Că de la Dumnezeu este puterea lui. Și tot acolo în Evanghelie spune că dacă vor da ceva dătător de moarte, veți bea ceva dătător de moarte, să știți că nimic nu va fi. Poți să le mulțumim că ne-au dat. Dar vedeți că prea slabă este o travă voastră pentru mila lui Dumnezeu. Vă spun un lucru mai mare ca atât. Că răutatea voastră este mare, dar dragostea lui Dumnezeu este fără de sfârșit. Și nu v-ați gândit voi o travă mai puternică decât mila lui Dumnezeu care va birui toate. Și ne vedeți că suntem în față și vorbim poporului despre Dumnezeu. Și nimic nu veți face, nimic nu veți putea face împotrivă decât atunci când Dumnezeu spune că ultima oară bate inima noastră. Și atunci se va opri. Dar până atunci veți spune la toți că Dumnezeu ne iubește. Dragostea lui Dumnezeu nu are margini. Dar răutatea lumii este mare. Știm o Evanghelie minunată când a spus despre îndrăciții din Gadara. Vă spun de ce. Vă spun de ce am ajuns la această Evanghelie, că știm că toată lumea aceasta electronică vorbesc zile că în curând, că în câteva zile în urmă s-a întâmplat o lucrare care atât de mult au dat accent că la slujbă, la Preafericitul Onufre, s-a vărsat sângele din potir. Și zici că este un semn foarte rău, iubiți creștini, vă spun un lucru. În acea Evanghelie despre care am pomenit era un îndrăcit și grăia cu gura îndrăcitului.
Ce ai cu mine, Fiul lui Dumnezeu, celui prea înalt? Omul cel îndrăcit îl mărturisea pe Hristos. Astăzi eu tot așa vreau să vă spun. Că oamenii aceștia plini de răutate nu se dau seama, dar îl mărturisesc pe Hristos când sângele, la slujba prea fericitului nostru, era sângele lui Hristos. Dar nu s-a vărsat că s-a întâmplat o întâmplare reală. Sau ceva, era un semn din cer. Pur și simplu un arhiereu în vârstă, bătrân, care se apropia spre Sfânta Împărtășanie, făcându-se rău la Iontin din spate pe Preafericitul. Și Preafericitul atunci puțin s-a stropit de acel sânge. Dar să știți că precum sângele ne însfințește dinăuntru, așa ne însfințește și pe din afară, iubiți creștini. Dar ei, ne dându-se seama, l-au mărturisit pe Hristos. Ei vreau să facă rău, dar au făcut bine, mulțumim. Că credeți și voi că Hristos este în potirul nostru, dar nu în potirul vostru. Cu câteva zile în urmă spuneau că trebuie de perebotizat toți creștinii. Iubiți creștinii, nu se dau seama, dar spun astăzi că la noi este adevărul și la dânși nu, când îl mărturisesc pe Hristos al nostru. Nu vreau să fac din liturghia lui Dumnezeu politic, dar vreau să vă spun că au fost și mai răi prigonitori decât ei. Mai prigoană se așteaptă. Dar n-au distrus nimeni pe Hristos și n-au oprit credința în Dumnezeu nimeni. Să știți că atunci când găteau de omorât pe creștini și pe cei care îl mărturiseau pe Hristos, știți ce se întâmpla? Începeau să-l predice pe Hristos ostașii lor, care erau puși să omoare pe creștinii noștri. Și știm multe cazuri. Știm la cei 40 de mucenici, când i-au pus în iezer și vrea să-i omoare și era cu luna care se pogăra și n-avea pe cap pe care să se așeze. Știm că atunci unul din ostași a mers și eu tot sunt creștin și s-a pus această coroană pe cap, iubiți creștini. Să știți că lucrul mai interesant vor vedea ei când cei ai lor care s-o pot că sunt cu dânsi împotriva creștinismului îl vor mărturisi pe Hristos și acest caz au fost. Nu spunem nume și locuri, dar acolo când au mers să controleze mănăstirea de măici, precum am auzit. Și controlau măicile, le trânteau la pământ. Pe cele care se rugau la Dumnezeu. Dar să știți că orice creștin, când trece prin ispită, se întărește credința. Și știm că unul de cel cu mască, un acel ostaș, soldat, care era, care avea poruncă să ferme, să râspească, să prigonească, să bată, a ajuns într-o chelioară la o maică în vârstă care era sub ușă închisă și deschidea numai puțin să-i dea puțin mâncare pentru cele trebuincioase ale deții. Și el când a intrat cu răutate, a fermat ușa și a intrat la dânsa în chelie, aceea măicuță s-a uitat la el, s-a plecat, s-a închinat, i-a luat mâna și i-a sărutat și a zis: ai nevoie să vindici fata ta, că este grea bolnavă. Și cel ostaș a lăsat tot ce avea pe el și armament și tot, s-a întors și a mers plângând și înșea din o gradă. Noi n-avem și cata aici, că el pentru aceasta muncea. Că vroia să strângă bani pentru fiica care era bolnavă. Iubiți creștini, să știți că multe cazuri ca acestea vor fi în viața noastră. Dar vă spun un lucru, că nu depinde de minune, depinde de inima noastră cum e deschis. Hristos a predicat pe pământ. N-avea păcat, n-avea pată, n-avea nimic rău ce avem noi. Dar nu l-au auzit toți. Nu s-au mântuit toți. Și chiar Hristos a fost judecat și osândit. Că cu Belzebul, cu mai marele diavolului, luptă pe diavol. Iubiți că și Sfinții Apostoli au predicat Evanghelia lui Hristos. Știm de Sfântul Apostol Petru, la prima predică 3.000, la doua predică 5.000, dar nu se spune că toți s-au întors la Dumnezeu. Din pricină că nu toți deschid inima. Și să știți că numai cei care vor deschide inima pentru Hristos, cei se vor întoarce spre Hristos și Hristos îi va primi cu cuvintele: veniți, binecuvântați Tatăl meu, de moșteniți împărăția cerurilor. Amin. Dar pe mine vă rog să mă iertați pentru emoție, pentru cuvintele care vă le spun. Nu vă le spunem din carte, le spunem din durerea sufletului. Și să știți că nu suntem puțini. Suntem încă destul de mulți. Și sprijinindu-ne unii pe alții, vom încăpăta putere și mai mult. Și dușmanii, văzându-ne că suntem mulți, se vor opri. Cred că nu pe totdeauna, dar pe o bucată de timp se vor opri și Dumnezeu și noi, cei care ne rugăm la Dumnezeu, ne vom bucura de liniștea care am avut-o
și de pacea care toți o dorim și o cerem în rugăciune pentru țara noastră, pentru poporul nostru, pentru o drept măritoare biserică, care, cum se spune, dacă nu mă înșel, Sfântul Ioan Gur de Aur spune că cea mai mare prigoană pentru biserică este atunci când nu este prigonită. Și dacă Dumnezeu a vrut să întărească biserica noastră și a îngăduit ca să se începe, să se vină această prigoană peste noi, să știți cum v-am spus, că nu le ajunge lor atâta răutate, că Dumnezeu nostru acoperă cu milă și cu iertare. Amin. În numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin.